Epistola a doua către Timotei a Sfântului Apostol Pavel, capitolul al treilea. Și aceasta să știi că în zilele din urmă vor veni vremuri grele, că vor fi oameni iubitori de sine, iubitori de arginți, lăudă roștru, faș, ulitor, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără cucernicie, lipsiți de dragoste, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, cruzi, neiubitori de bine, trădători, necuvincioși, îngânfați, iubitori de desfătări mai mult decât iubitori de Dumnezeu, având înfățișarea adevăratei credințe, dar tăgăduind puterea ei. departează te și de aceștia, căci dintre aceștia sunt cei ce se vâră prin case și robesc femeiuști împovărate de păcate și purtate de multe feluri de pofte, mereu învățând și neputând niciodată să ajungă la cunoașterea adevărului, după cum Ianes și i-a s-au împotrivit lui Moise, așa și aceștia stau împotriva adevărului, oameni stricați la minte și netrepnici pentru credință, dar nu vor merge mai departe pentru că nebunia lor va fi vădită tuturor, precum a fost și a acelora. Tu însă mi-ai urmat în învățătură, în purtare, în năzuință, în credință, în îndelungă răbdare, în dragoste, în stăruință, în prigonirile și suferințele care mi s-au făcut în Antiohia, în iconiu, în listra, câte prigonire am răbdat și din toate mai a Domnul. Și toți care voiesc să trăiască cu cernic în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Iar oamenii răi și amăgitori vor merge spre tot mai rău, rătăcind pe alții și rătăciți fiind ei înșiși. Tu însă rămâi în cele ce ai învățat și de care ești încredințat, deoarece știi de la cine le-ai învățat și fiindcă de mic copil cunoști Sfintele Scripturi care pot să te înțelepțească spre mântuire prin credința cea într Hristos Iisus. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos spre învățătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre înțelepțirea cea într dreptate, astfel ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit, bine pregătit pentru orice lucru bun.